Judectoarea CCR Mona Pivniceru, audiat în Parlament, dezvăluiri despre arhiva SIPA, video. Mona Pivniceru, judector CCR, fost ministru al Justiției în guvernul USR, a fost audiat marii, 17 aprilie, în Comisia SIPA din Parlament. Aceasta le-a relatat membrilor Comisiei demersurile pe care le-a făcut în legătură cu arhiva fostului serviciu de informații al Ministerului Justiției. Întrebarea a fost ce demersuri am făcut în perioada mandatului meu în legătură cu arhiva SIPA. Am explicat comisiei ce la plecarea mea din mandatul de ministru al Justiției era pe site-ul Ministerului Justiției un proiect de hotărâre de guvern cu privire la lichidarea acestei arhive, în sensul intrării în a unei comisii compus din reprezentanții ai Ministerului Justiției, ai arhivelor naționale, observatori din partea magistrailor, judectori și procurori, care urmau să verifice documentele legate de pensii, iau restul documentelor să fie depuse la arhivele naționale și secretizate pe 50 de ani. Înțeleg ce domnul ministru Toader a reluat cumva, în linii mari, acelai proiect, deja este hotărârea de guvern în vigoare, a declarat Mona Pivniceru. Judectoarea CCR a negat ce în perioada în care a fost ministru a existat o presiune din partea serviciilor de informații cu privire la numirea efilor de parchete. Pivniceru a refuzat să comenteze aspecte legate de revocarea efei dinainte celebra list neagră a Comisiei Europene.